Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Salut, Radu. Salut, George. M-a căzut casca din ureche. Facem o ediție Work From Anywhere. Vă provoc să ghiciți unde este Radu în acest moment. Iar eu vă provoc să ghiciți unde este George, pentru că nu cred că a postat nimic la el. Nu, n-am postat nimic. N-am postat nimic. O să și postez. Sunt într-o mini-vacanță. La noi e ca la Smurd. Când pleacă Radu în vacanță, nu plec eu și invers. Ca să nu mână cineva pe tură. Să știi că abia aștept să te întorci, pentru că urmează să plec eu. A, din nou. Da, abia te-ai întors. Da, știu. Bine, astăzi furăm startul un pic, dar nu mult, pentru că la ora 19 este lansarea oficială a magazinului online Huawei din România și sunt niște mega promoții acolo. Dar până să vorbim despre chestia asta, facem un prim contact cu niște laptopuri pe care noi lucrăm acum, Radu de acolo și eu de aici. Eu chiar pot să vă și arăt, ia fii atent, o să preiau eu pe controlul, o să dau eu solo. Și ca să vă arăt foarte repede setup-ul meu, să vedeți ce înseamnă Work From Anywhere în 2021. Uite cum stau eu aici la birou, cum stau cu laptopul pe masă. Uite, îl vezi? MateBook X Pro. Ăsta cu i7, cu Iris, graphics, tot ce vrei. Trec pe dosa frumos, culoarea asta verzuie. Când au venit laptopurile, eu mi-am ales. Radu era plecat, era în concediu. Eu mi l-am ales frumos pe al meu, cu un tera de stocare. Ceva drăguț. Aici mi-am pus o lampă pe un kickstand de telefon și mi-am pus aici lampa din cameră care să-mi bată în ochi și cu lampa aia și acum am lumina destulă. M-am pus cu spatele la o draperie, cum v-am mai învățat la Work From Anywhere. Iată, avem o draperie în spate. Folosim un pic de lumină naturală de acolo cât mai intră, draperie pentru eco și gata. Căști pe urechi, dacă se poate cu noise cancelling. Am uitat să iau FreeBuds-urile, le-a luat Radu, dar am tot niște căști cu fir pe USB-C, tot de la Huawei, care sunt foarte bune, pe care le mai folosesc în astfel de situații. Gata, asta e setup-ul meu. Eu așa sunt live. Apropo, nici măcar nu sunt băgat la priză tot live-ul ăsta. O să se întâmple pe bateria laptopului. Sunt deja de jumătate de oră pe baterie și mai am 85% din baterie. Eu cred că sunt bine. Eu zic că ești foarte bine. Dacă te-ai hotărât, ai crezut tu că o să-mi lași mie laptopul ăla care nu arată atât de bine precum al tău, greșești, pentru așa? Că al meu nu este negru, este hibrid. E negru privit așa, dar așa este argintiu. Așa. Ia uite. Ia uite ce frumos. Așa. Da, mă consolez cu ideea că are doar 512 GB de stocare. N-am nevoie de mai mult. Chiar n-am nevoie de mai mult în ceva atât de subțire. Evident. Adevărul e că am prins căștile astea simpatice de la George pe care le aveam aici în sertar, ca și backup. Sunt căștile special gândite pentru live. Iar aici am o grămadă de produse interesante și George se va uita foarte atent la acesta. Nu, dar încă mă lupt de un an jumate să fac rost de el. Pitește-l. Bine, ok, poți să zici hai acum, dacă tot l-ai arătat. Deci mă rog de cei de la Huawei și în cele din urmă l-am obținut de la Orange cu mare insistență. Acela este un 5G CPE. Știți ce e la un 5G CPE? Știți ce e la un 5G CPE? E frățiorul lui R2D2 din Star Wars? Ăla este un locuitor de fibră. Scula aia ți-o pui în casă, vine 5G în casă și de acolo mai departe o să ai Wi-Fi pe gigabit. Ce spanacă, atât. Altceva ce-ți mai trebuie. Dar despre asta o să mai povestim. Deci ăla deocamdată poți să-l ai deoparte, pentru că plăneam eu să-i fac așa un contact în premieră. Nu am reușit încă, pentru că a venit fix astăzi, când eu eram deja plecat. Îl dau deoparte. E bine așa? Îl dau deoparte. Să nu le iei acasă. De ce? Nu mă las să le iau acasă. Bine, hai, are SIM testează-l. Are SIM în el. Normal că are SIM în el. Trebuie un SIM 5G. O să mă plimb cu ăsta, mi-au o baterie de externă de 220 și mă plimb cu el prin țară. Așa, dar facem această ediție dedicată ecosistemului Huawei, după ce v-am arătat și alte ecosisteme. Hai să vă mai arătăm un pic câte ceva din ecosistemul ăsta, după care vă spunem care sunt toate promoțiile. Dar hai să începem cu laptopurile, pentru că, după cum știți, noi am apreciat la superlativ și anul trecut noile MateBook-uri X Pro. Și după cum știți, există MateBook-urile D, există MateBook-urile X Pro, iar astea X Pro-urile sunt alea de top, care se găsesc de uneori și cu prețuri cu 5 cifre, adică cu 4 zerouri uneori. Da, trec de 10.000 de lei. Trec. Da. Deci pe masă am două modele, pentru că eu l-am luat un pic la bani mărunți, ca să spun așa, și l-am comparat cu modelul de anul trecut. Și sunt niște îmbunătățiri importante, mai ales pentru cei care folosesc un laptop la capacitate maximă, ca să spun așa. Adică o să
Îl luăm pe cel din 2021 să vă arăt un pic cât de simpatic este. Partea cu culoarea ați văzut-o. Este un, nu mai țin minte exact care este culoarea lui. Este un dark grey sau space grey. Ideea este că e negru dacă îl privești din anumit unghi, este gri din alt unghi. Ce îmi place la el este faptul că are, bineînțeles, acel ecran pe care îl îndrăgim cu toții, 3x2. E un ecran imens și, cum să zic, aș putea să-l compar cu laptopul meu de 15 inch și să nu am o problemă că nu am pe stânga sau pe dreapta de multă informație, pentru că faptul că pot deschide o pagină de net, cum e de exemplu aceasta. Ia să vedem, sunt tare curios. Ce pagină de internet deschizi azi? Deschid orice pagină de internet doar să nu mă mai bată la cap Microsoft Edge să mă loghez. A, evident. Evident. Eu deja sunt logat pe el, mi-am băgat inclusiv amprenta ca să meargă repede, am trec pe de ăsta mare, am tastatura asta bine spațiată. Singura chestie care în continuare nu reușesc să mă împac cu ea, deși mi-a plăcut foarte tare, este camera ascunsă în tastatură, unde trebuie să fie F7. Eu merg cu un webcam mufat pe USB și sunt mai safe așa. Așa mă simt eu mai bine. Ia arată. S-a deschis la spațiu. Deci, cum ai ziceam, n-am cum să mă lupt cu el. Blogul lui George, cum arată? The new one. Noul blog al lui George. Uite, aveți sub ochii voștri blogul meu pus pe george.ro, care ar trebui să fie imposibil de dat jos, teoretic. Teoretic. Faptul că ai atât de multă informație pe verticală te ajută extrem de mult. Adică îți încap mai multe chestii pe un singur ecran, asta e ideea. Și poți să spui pe jumătate de ecran, de exemplu, unul dintre taburi și pe cealaltă jumătate celălalt tab și chiar să le poți folosi, pentru că până acum pe 16 pe 9 sau 16 pe 10 era un pic complicat să faci lucrul ăsta, dar acum exact. Ai suficientă informație, nu mai vezi doar header-ul site-ului respectiv și o poză și după aia nu mai înțelegi nimic. Acum mai ai și câteva linii de text și exact. E foarte util pentru WhatsApp, apropo. Oriunde lucrezi, de oriunde ai fi, e important să ai un ecran cât mai înalt. Și tocmai de aceea îmi place și mie să lucrez pe laptopul ăsta, spre exemplu, pentru că e ecranul mai mare și atunci, fiind atât de înalt, te ajută să lucrezi mai ales pe partea de text. Că dacă este foarte lat, trebuie să faci așa cu capul într-o parte în alta, dar capul va fi aplecat. Și atunci, dacă este un ecran mai înalt, o să stai cu privirea mai sus. Dar mai povestesc pe chestiile astea, plus că e cu touch. Și plus că ține bateria, pentru că are cea mai nouă generație de procesoare i7, aceste i7 de generație 2021, adică generația 11. Care e șmecheria cu astea, Radu? Le-am comparat un pic cu computerul pe care îl folosesc eu. Mi-am băgat casca care trebuie în ureche? Da. Mă auzi? Da, eu te aud perfect. Da, nu vrea să stea casca. L-am comparat cu desktop replacement-ul pe care îl folosesc eu și care are un procesor din generația 9, mi se pare. Ideea este că e un procesor din acela cu H la final. Aici vine cu un procesor de tip U, adică cu un voltaj mai redus, dar surprinzător, la capitolul performanță, se apropie foarte mult de acela. Chiar dacă ăsta are doar, dacă nu mă înșel, 4 cu 8. Hai să vă spun exact ce model de procesor este. Ok. De timp să vă spun eu și ce configurație mă distrez eu. Cum pot să fac să stau cu casca asta în ureche? Dar numai ție nu stau, mie mi-au mers foarte bine. Deci fii atent, îți spun eu, ai 4 nuclee pe 2,8, cel puțin așa e la mine. 4 cu 4, și... pentru că sunt cele virtuale. Exact, deci ai 4 procesoare pe 2,8 și fiind pe un i7 11.000 1165 G7, practic este gândit pentru laptop, ca să fie și eficient, dar în același timp are și performanță. Versiunea pe care o folosesc eu are și 16 GB de RAM. Vă încurajez să nu vă luați laptopuri cu mai puțin de 16 GB de RAM din cauza de browsere, evident. Și mi-e place și foarte tare ecranul ăsta. Apropo, cu acest Iris Xe care share-uiește, din câte știu eu, memoria cu sistemul, poți ajunge la memorie partajată până la 8 GB, dacă e nevoie. Dar ecranul ăsta de 3000x2000 o să vadă foarte bine și practic el va consuma cea mai multă baterie. Ca să ajungi la autonomii în astea foarte lungi, că să te țină cât un zbor foarte lung, că îmi răzgăsește o priză,
trebuie să aibă un procesor cât mai eficient și de aceea ne interesează generația asta 11, care îmbunătățește și mai mult eficiența, dar rulează fără probleme video 4K, cu procesare nativă. Adică, uite, știu, procesorul ăla chiar nu muncește aproape deloc, pentru că este atât de eficient. M-am jucat un pic pe el, am instalat și suita de la Adobe, încă nu am pus un proiect, dar o să discutăm despre asta probabil în review-ul tău. Mi se pare suficient de potent încât chiar să și editez ceva în format 4K pe el. Ce e foarte fain este că display-ul are o luminositate suficientă, dar nu exagerată. Adică nu te va lăsa să-ți consumi bateria, cum am mai văzut la unele laptopuri, care au foarte multă luminositate, ceea ce înseamnă că aprinde panouri de LED-uri în spate extrem de mult și îți reduce drastic autonomia bateriei. Este exact cât trebuie, poți să-l folosești și într-o încăpere foarte luminată, cum este studioul nostru. Și atunci când nu ai nevoie, display-ul știe să-și reducă luminozitatea. Intră foarte ușor și iese foarte ușor din standby. Și asta datorită câtorva mici tehnologii pe care le-a implementat Intel pe generația 10 și pe 11. Și ce mi-a plăcut, și nu știu dacă ai observat, George, dar touchpad-ul este total diferit față de cel de anul trecut. Adică dacă anul trecut aveam un touchpad pe care apăsai, haideți să vă și arăt. Adică aveai un touchpad normal, unde aveai două butoane de click, în stânga și în dreapta, da? Touchpad-ul de anul ăsta, aș putea să spun că este cel mai bun touchpad de pe un laptop cu Windows. Are o tehnologie similară cu cea de la Apple și nu mi-e rușine deloc să spun că au făcut o treabă excepțională. Este cu feedback haptic. Orice zonă ai apăsa, nu știu dacă se aude. Se aude? Foarte discret și la mine, am observat chestia asta. Este un trackpad foarte elegant. Dar dacă tot am prins aici, uite, întreabă Bogdan Ștefănescu. E un motoraș în spate care pur și simplu îți dă răspunsul. Nu este mecanic. Ce tare. Eba, da, are și un pic. Mecanica este foarte puțină, dar nu e responsabilă de sunetul respectiv. Plus că am observat că tastatura este sensibil mai silențioasă. Uite, întreabă Bogdan dacă e M1 sau acest Intel Quick Choice. Quick Choice. Eu aș merge pe acesta, este foarte potent în toate. Și foarte important, programele. Vine și cu 16 GB de RAM. Da, vine și cu 16 GB de RAM și câte am citit e pentru Microsoft Teams e neapărat nevoie de 16 GB de RAM. Pentru Microsoft Teams, atenție. Da. Oamenii spun că ne vedem un pic broiat, să știți că nu e de la noi. Platforma trebuie să ducă 1080p, dar și YouTube-ul este forțat în perioada asta. Sunt valori foarte mari de trafic pe internet și noi plătim varianta premium acestei platforme pentru a avea rezoluția și calitatea maximă posibilă pe internet. StreamYard-ul ne taxează niște bani buni în fiecare lună, tocmai ca să avem 1080p. Atât s-a putut, ca să zic așa. Mai mult de atât. Cât să fă. Dar uite, parcă e mai bine. Eu mă văd destul de bine. La tine se mai pixelează un pic așa. Sper că a bifat toată lumea 1080p, nu? Ai bifat și tu acolo? Da. Da. Atunci nu e de la mine. Atunci e de la ei. Ia uite, mă uit o dată. Edit. Poți să-l editezi în timp real, nu? Da, acolo la cam mic, general, broadcast quality. Dar suntem în 1080. Na, deci, nu? De la noi 1080p, pentru cine ne întreabă. Bun. Da. Nu, la noi setările, vă spuneam, sunt pe 1080p. Bun. O chestie pe care vreau să mai menționez, scurt, dăm voie puțin, George, te rog. Microfoanele au fost puse exact în zona asta de touchpad, nu mai sunt sub laptop, adică nu mai opreau sunetul care se lovește de masă și apoi revine în laptop, cum era la generația anterioară, pentru că aici aveam microfoanele. Data trecută. Erau într-adevăr 4, dar 2 erau necesare ca să atenueze reverb-ul respectiv. Okay. Acum sunt exact în zona asta care oricum va sta întotdeauna spre tine și o să preia sunet mai bun decât dacă îl va prelua din ecran. Da. Sunet mai bun, tastatura cel puțin la fel de bună, bine spațiată, trackpad-ul mai bun, aceeași carcasă care ne-a plăcut foarte tare, dintr-un aluminiu bine lucrat, difuzoarele care se aud bine, generos. Da, știu. Acolo trebuie să fie F7. E singura chestie care nu sunt împăcat. Deci eu nu sunt împăcat cu webcam-ul acolo. Da, poziția nu este tocmai flattering. Adică te-ai uitat așa de jos în sus la... Exact. De fapt nu te-ai uitat, se uită toată lumea la tine așa.
Difuzoarele, vă spuneam, pe lateralul tastaturii, foarte ok acolo, și un ecran care se duce până aproape la limitele capacului, adică un ecran întins pe toată suprafața, și asta este partea cea mai bună, încă o dată insist, rezoluție foarte bună, 3000x2000, densitate bună de pixeli, un ecran înalt, suficient de înalt pentru a putea lucra serios pe el și margine foarte, foarte, foarte subțire. Și acum, pentru că cineva ne spune la comentarii, dacă ăștia lansează magazin online, o să fiu clientul lor fidel. Pe uite, în sfârșit, ce v-am amenințat în ultimele luni de zile, toată lumea își face magazin online, astăzi se va lansa. Se lansează, cred că mai puțin de 2 ore magazin online, dar noi o să facem un pic startul, am zis chestia asta, și să vă arătăm câteva chestii în avans, pentru că, după cum știți, în ultimul an a fost o mare provocare să găsim laptopurile alea bune pe care voi vi le doreați de sub 3000 de lei. Și astăzi apare primul laptop bun sub 3000 de lei, dar o să fie doar la o promoție foarte limitată cu un știu ce voucher, despre care o să vorbim imediat. Dar mai bine să vă arătăm site-ul, care, din câte știu, este live, dar putem să-l și navigăm. Intri tu, ca să arătăm și cum se deschide? Da. Stai că l-am aici. Hai, și dă-i tu un refresh ca să arătăm oamenilor cum apare. Uite, scrie aici, s-a lansat, deci we're good. Da, se lansează oficial la 7 în seara asta, dar el este deja up and running și dacă vreți să vedeți cum arată, puteți intra și voi separat de capul vostru pe huaweistore.ro. Însă, hai să vă zic eu cam care sunt, să vă spun în care sunt cele mai tari dealuri, pentru că o să vedeți că, uite, vezi, prima chestie aici, prima chestie pe care o vezi, ai un cupon care se activează de pe 25 aprilie până pe 30 iunie cu AMD 15 euro, ai 800 de lei reducere la MateBook de 15-2021 și încă 800 de lei la MateBook de 14-2021. Uite, poți să le copiezi, dă copii pe el și hai să ne ducem să vedem de 15. Pe mine ăla mă interesează mai degrabă. Oare o fi varianta cu AMD? Da, AMD-urile. No, sunt de 14-2021. Nu, de 15 pe i5. Nu, du-te pe de 15, că ăla mă interesează mai tare. Păi da, pe mine mă interesează ăsta micul, că pe ăsta am copiat. A, bine. MateBook de 14, așadar, cu tot așa, cu Core i5 de generația 11, pe singură culoare. 15 GB de RAM, da, 512 GB stocare, Mystic Silver, și se dă foarte rapid. Și recenzii, ok. Vrem să adăugăm un coș, nu? Da, vine la pachetă promoțională împreună cu mouse și cu ghiozdan. Și ăsta este prețul. Și acum dacă adaugi cuponul, îl iei la 3099. Pam pam. Utilizați un cupon. Se dau paste. Pac. Bam. Și iată, ăsta e laptopul de care v-am spus, de 3099. Cu pachet promoțional. Deci dacă vreți un super deal pentru 2021, nu bag mâna în foc, cine știe ce stoc. Și tocmai de aceea vă încurajez să prindeți oferta asta atât cât este stoc. Eu am mai văzut ceva. Hai că până acolo mai avem. Deci, din punctul meu de vedere, ăsta este cel mai important deal. Nu știu câte bucăți vor avea. Dacă vreți un laptop competent cu 16 GB de RAM, jumătate de tera de stocare, procesor de 2021, ecran full view, ăla e. Da? Mă cățit, deja ți-au fugit ochii. Da, știu. Eram sigur că acolo te duci. Adică, da, serios? Da, n-ai cum să... Uite, astea Silver Frost le vreau eu. Cu cuponul la 599. Da, acest este al doilea deal, da? Deci pentru work from home, recomandarea mea asta este pentru work from anywhere. Dacă vreți un laptop competent, vă luați un D15 la preț promoțional astăzi cu ocazia lansării și niște free buds, dar nu le luați pe la Silver, că n-am apucat nicio să le comand. Asta mi le doresc și eu. Serios? Le comanzi? Da, o să mi le comand. Mai avem așa. Fii atent, nu știu dacă mai e pe site, dar nu știu dacă știi cât ar trebui să coste cântarul. Iarăși, va fi un super, super mega deal. Am o listă cu niște produse care vor fi reduse. La prețul de listă este 199, cântarul body scaled 3, ăla pe cu Bluetooth, cântarul inteligent. Cât ar trebui să fie? 199. Oh, da, my God! Știi cât o să fie? Da, am văzut acum. 69 de lei. Deci este încă un deal imposibil de refuzat.
Uite Sound, Huawei Sound, boxa micuță de care spuneam. Stai puțin, ia-le încet. Deci, eu încerc să-ți fac un top cu cele mai importante chestii pentru mine și tu mi-o iei înainte. Deci, prima oară laptop, după aia FreeBuds Pro, după aia Scale și după aia Sound. Că noi am arătat recent Sound X și mai există un Sound care e un pic mai mic, care este cel puțin la fel de competent și care, după folosirea cuponului, va fi 500 de lei. 499. Hai deschide ca să vadă oamenii. Sorin, ai auzit? Varianta mai mică a boxei acesta Sound X, o idee mai mică, o să fie 499. Exact. A fost 499. S-a epuizat, asta e. Ba nu, premiul este epuizat. Premiul este epuizat, dacă încă poți să le iau, te adăugați în coș, adaugă cuponul. Ai luat cuponul? N-am luat cuponul. Păi du-te și ia cuponul. Ce ai făcut? Bățăm și noi cupon. Asound.ro. Asound.ro, așa. Ia, hai să vedem. Utilizați, ia să vedem. Mai e disponibil? 300 de lei reducere, ok. Deci încă poți să iei, încă poți să iei redusă cu 300 de lei. Nu? S-a redus? Da. A, trebuie să și conectezi. Ți-ai băgat userul? Nu. A, ce faci? Mi-am făcut user. Apropo, dacă îți faci user, poți să primești și mai multe reduceri. Eu sunt în magazinelor online deja de câteva luni. Și uite, acum ți l-a luat. Și te conectezi, că ți-a apărut acum reducerea la 499. Dă doar un refresh. Și dacă te abonezi la newsletter, mai au niște reduceri. Ok, deci am vorbit de astea patru și pentru că am văzut din nou că au foarte mare succes și multă lume începe să-și caute anul ăsta, dă o căutare după Watch GT 2, ăla de 42 de milimetri, Refine Gold, care este 1042 de lei acum. Cât ar trebui să fie după reducere? Ești acolo? Ai văzut cât costă după reducere Watch GT Pro-urile? Watch GT 2-urile? GT2 sau GT Pro? Acolo, dă mai jos în pagină, chiar e bine. Ia uite-le. Uh-huh. Watch GT2 Pro este după cupon 999 și este un super ceas la banii ăștia, dar dacă vrei mai ieftin poți să ți iei la 579 de lei. Wow. Exact. Deci iarăși, niște prețuri de nerefuzat. Apropo, Huawei Band 4, dacă vrei o brățară inteligentă, 79 de lei. Și din informațiile mele nu sunt stocuri mari, pentru că s-au adus niște stocuri pentru lansarea magazinului online. De aceea mi se pare că este un moment bun să ochești câteva chestii importante. Acum, o să mai fie niște promoții, se vor anunța la ora 7, includ inclusiv un telefon flexibil care se dă premiu, dar nu pot să zic mai mult. Dar, uite, pentru că întreabă cineva de P40 Pro, insurgent. Domnule Buhni, ce părere aveți pe P40 Pro? Păi dacă, bine că m-ai întrebat, P40 Pro o să fie 3000 de lei. 2999, Radu. Dă mai sus la telefoane să vadă oamenii. L-am văzut mai devreme, da. Uite, P40 Pro, 2999. Da. Și lângă el... P40 Lite-ul 5G, care va fi 1099 de la 1699. Un telefon cu 5G competent la 1099 de lei este din nou un deal de nerefuzat dacă vrei un telefon bun la un preț bun. Iar Mate 40 Pro, care este cea mai bună cameră în formă de telefon în zilele noastre, va fi 4000 de lei. Nu e ieftin nici la banii ăștia, dar eu nu cred că Huawei are o problemă cu stocul aici, pentru că nu a produs foarte multe. Da, și oricum reducerea de 20% la 1000 de euro e un preț foarte bun. Ne mai întreabă Florin Valentin Gherghina, FreeBuds Pro sau FreeBuds 3? Cred că se întreabă, da, sunt și ele pe la reducere pe aici. Avem FreeBuds 3i la 249 după reducere, dar la Free, eu m-aș duce pe FreeBuds Pro. Dacă nu ai o problemă cu bugetul la cumpărătura asta, FreeBuds 4 iarăși i sunt la 400 de lei. Dar eu m-aș duce pe FreeBuds Pro între cele două, Florin. Eu cred că e un deal foarte bun, mai ales că vei avea un noise cancelling competent pe FreeBuds Pro. Le poți lua și pe avion.
Ce-ar fi mișto și sper că sunt în stoc. Uite, au apărut tabletele de la Huawei, T8-ul, T10S și T5-ul, variantele cu Wi-Fi. Da. Și sunt la niște prețuri foarte bune, adică 450 de lei pentru o tabletă cu 2 GB de memorie RAM e un preț bun. De obicei găsești tablete cu 1 GB de RAM și îți recomand din nou, cu ocazia asta, să nu cumperi tablete cu 1 GB de RAM pentru că sunt aproape inutilizabile. Uite că ne întreabă DJ Freak, nu găsesc site-ul huaweistore.ro. Nu te uita pe ce avem noi acolo sus în bară, tu intră pe huaweistore.ro. Uite așa scrie. huaweistore.ro. Enter. O să-ți facă redirecționare, dar e ok, e un cuvânt mai scurt decât linkul oficial. Andrei 27, cel mai ieftin laptop cu AMD, D15-2020. Dacă îl găsești pe vreun stoc pe undeva, da, dar știu că era missing in action, că nu, e greu de găsit, pentru că a fost un deal excepțional la momentul lansării. Îl mai găsim? Da, cel de 15 a dispărut, se pare, din stocuri și chiar dacă am vrut să cumpăr pentru cineva chiar ieri și pur și simplu am făcut comanda, am plătit produsul și m-am sunat de la magazin, îmi pare rău, dar l-aveam listat și n-am mai fost de vreo două luni în stoc și am returnat banii. Apropo de chestia asta, știi că îmi comandasem ochelari de realitate virtuală, mi-a dispărut cu totul comanda din cont de pe Amazon, nu știu cum a reușit. Bune? Da, efectiv nu apare ca și comanda vreodată. A stat o lună jumate acolo în coș, în comandă, pending și nu s-a mai trimis niciodată. Dar anyway, era de la un magazin sau de la un... Nu, de la Amazon direct. Adică se poate. Uite, Răzvan Dumitrașcu, eu am pe 40 Pro, dacă nu te deranjează lipsa Play Store, n-ai probleme, YouTube Vans, Taptoid și aplicații de e-mail pentru ce avea nevoie. Într-adevăr, mai există Here Maps pentru cei care vor și alte soluții, are inclusiv trafic pentru România. Cei care au nevoie însă de Google, cu siguranță îl vor ocoli, dar dacă nu ai nevoie de Google, da, n-ai ce să reproșezi un telefon complet. Complet și complex, cu o cameră foarte, foarte, foarte bună. Nu sunt eu mare fan YouTube Vest, pentru că ocolește partea de YouTube Premium și noi nu primim bani pentru vizionările alea. Nu că am primit foarte mult și așa, dar na, pe noi ne interesează și supraviețuirea, nu doar să facem content. Așa, ia să vedem. Cu mare plăcere, Andrei, cu mare plăcere. Ia uite ce zice Sergiu Mihai, fără serviciile Google am pe cineva, avea o tabletă și nu puteam instala aplicația Sodexo pe el, praf Huawei. Păi da, dacă aplicația respectivă necesită GMS, nu o vei putea instala. Și din punct de vedere, noi am mai spus lucrul ăsta, dacă tu ești dependent de ecosistemul Google, nu trebuie. Însă îți vând un pont, cele mai multe APK-uri nu au nevoie de GMS și vor funcționa pe orice Android. Mai mult decât atât, urmează să facem un test în curând cu noua versiune de sistem de operare pe Harmony. Când o să înceapă să vină, sunt tare curios cât de prietenoasă va fi, pentru că cei de la Huawei spun că vor rezolva și mai multe lucruri cu acest nou sistem. Bun, ia uite-l pe micuțu, nu trăiesc eu fără Google. Nici Google nu trăiește fără tine. Uite, întreabă Bobo, Xiaomi Mi 11 Ultra pe când? Mai testăm. Soon enough. Eu sper să revină sau sper că nu s-a întrerupt doar la mine, dar o să fie în curând. Și dacă am rămas doar eu singur, da, cred că am rămas doar eu singur momentan. Ia, uite-l care a venit. Am dat din apăsat butonul mouse-ului lateral, s-a închis de fereastră, am ieșit. Ok. Bun, nu m-aș ajunge foarte tare. Trebuie doar să vă mai spun așa că la ora 19 pe canalul de YouTube al celor de la Huawei va fi lansarea oficială, la care vor mai fi, vă spuneam, niște premii speciale. Dacă îți dorești un super telefon pe gratis, să-l câștigi, poți să intri acolo. Și eu nu pot, mai nu? O chestie. Noi nu avem voie, că ok. Nu avem voie că susținem campania de promovare. Dar trebuie să vă mai spunem o singură chestie și cu asta încheiem, este că pe Huawei Store aveți 14 zile drept de retur la orice produs, fără întrebări, drept de schimb sau de retur. Da, deci livrare gratuită, plata numerară la livrare dacă vrei, fără alte taxe, și retur gratuit până la 14 zile fără întrebări. Simplu. Deci dacă vrei chestia asta, e o idee bună. Și chiar dacă returnezi produsul, nu o să plătești transportul curierului. Exact. E menționat. Și e exact. Important.
Exact. Așadar, pe scurt, ca să recapitulăm, din punctul meu de vedere, aștept să văd și care e părerea ta, Radu, care sunt produsele cele mai interesante din campania asta de lansare? Eu am început cu laptopul pentru că știu că toată lumea mă întreabă de un laptop bun. Deci, încă o dată, MateBook D15-2021 la 3099 de lei după reducere, 16 GB de RAM cu i5 și o jumătate de tera de stocare, fără discuție, killer deal. Prinde m-a mai atras FreeBuds Pro, Huawei Sound și Cântarul, Scale 3. Și dacă ar fi să iau un telefon pentru cineva care poate trăi fără Google, pe 40 Lite cu 5G, cât va rezista stocul? Eu am impresia că o să fie ca un fel de mini Black Friday astăzi pe site-ul lor, pentru că toate chestiile astea se vor da foarte repede. Sunt de acord cu tine. M-aș mai uita și la tablete, pentru că știu că cei mici au nevoie și de o tabletă sau pot să facă, de exemplu, cursurile la școală și pe tabletă, chiar dacă vorbim de cursurile care se fac Google, pentru că pot fi deschise în browser. Și m-aș mai uita un pic și pe la accesori. Mai găsești câte ceva interesant de obicei și dacă intri un pic mai târziu, s-ar putea să nu mai prinzi într-adevăr anumite oferte și să găsești ceva palpabil la accesorii. Acel Huawei Band, iarăși mi se pare de bună, e un smart band foarte accesibil și e un smart band ok și rezistent la apă, îți măsoară și pulsul. Da. George, să știi că va trebui să închizi tu dacă vrei să închizi, pentru că eu am blocată fereastra. Mă mir că mă mai văd și mă mai aud în momentul ăsta, dar... Stai liniștit. Important e că ne-am văzut și ne-am auzit. Am vrut doar să punctez momentul acesta, să vă vând pontul înainte de lansarea oficială. Mai e o oră și jumătate până începe evenimentul propriu-zis și am vrut să vă oferim vouă posibilitatea de a afla înaintea tuturor reducerile astea. Site-ul este deja lansat, dar e ca la Black Friday. Am primit o listă în avans, v-am share-uit-o și vouă. Practic așa încercăm să susținem și să încurajăm deschiderea magazinului online al celor de la Huawei în România, la fel cum au și Samsung, la fel cum așteptăm să facă și ei un brand american cu sediul în Cupertino. Mi-e și teamă să le zic numele, că mi-au banat live-ul de două ori când le-am arătat produsele lansate. Așadar, România începe să fie tratată ca o piață, să zicem, corect de mari jucători și tocmai de aceea salutăm cu toții venirea în România propriu-zis și cu magazin online a marilor producători, pentru că având acces direct la producători pe magazinelor oficiale, vom avea acces la produse mai după lansare. Și după cum vedeți, cei de la Huawei au un ecosistem din ce în ce mai mare. Nu mai mizează ei la fel de tare ca până acum doar pe telefoane. Uite-te de la partea de sunet cât de bine arată. Aceste SoundX, Sound. Căști mici, căști in-ear. Da. Cred că sunt 7 modele de căști în momentul de față pe magazinul celor de la Huawei. Dar cel mai așteptat produs l-au atacat foarte bine. Cel mai așteptat produs, să nu mai spun de laptopuri, poate acum o să aibă de 15 și de 14 în stoc. Dar din punctul meu de vedere, însă, produsul pe care îmi doresc cel mai mult să-l aducă pe stoc este... Radu? SF5? Nu CPU, mă! SF5, mașina electrică de 27.000 de dolari. Pentru că pe magazinul online din China, cu Huawei vinde deja chestia asta. Da, în China vând așa. Și eu vreau să aducă chestia aia și în România. Când o să avem magazine online de la toți producătorii, practic își vor vinde toată gama, sper eu. Da, eu am insistat la Huawei, deocamdată nu am un răspuns oficial, dar eu aștept să aducă și mașină electrică. Da? Asta mi se pare foarte cool, ar trebui să vedem și chestia asta. Abia aștept. Abia aștept momentul în care pot să cumpere o mașină electrică de pe site, de la noi, direct de la producător. Asta era. Exact. Exact. Cam atât. Ia să vedem. Au început oamenii să-și dea recomandări unii altora. Îi salutăm pe Vasile Burlacu. Suntem la un eveniment în care vă anunțăm lansarea HuaweiStore.ro. Dacă vrei, în avans, cu o oră și jumătate față de eveniment oficial. Un festival, să zicem așa, de lansare. Îi salutăm pe Comicuțu dintre membrii noștri. Îi salutăm pe toți cei care ne susțin. Apropo, telemedicina Inovia, iarăși, da, într-adevăr. Iată, uite, vezi, Surface 4, aceeași configurație cu acel MateBook, este mai scump cu 700 de dolari, dar... Da. Bine,
Cam atât. Radu, îți mulțumesc. Eu vă aștept, dacă vreți, o să fiu și pe live-ul de acolo împreună cu câțiva oameni foarte faini. O să fie și Dani Oțil, o să vină și Dan Cadar. Mă cheamă și pe mine Dan, dacă vreți să știți, mă cheamă și Daniel. Suntem... O să fim trei Dani. O să fie o lansare cu trei Dani. Așadar, ne vedem și acolo. Vă mulțumesc tuturor că ați venit. Dați fuga pe site, luați-vă ce vă trebuie, dacă vă trebuie. Dacă nu, țineți de bani și aveți grijă de voi. Mergeți și vă vaccinați și noi vă iubim. Te pup, Radu. Și eu te pup. O seară frumoasă. Ceau, să aveți o zi minunată, numai bine. Haideți cu mine, de fapt, nu închideți aici. Haideți cu mine pe cavalerie. Am făcut și un plug scurt. Pa.